Spre slava și onoarea lui Dumnezeu, dorim să începem acest serviciu divin intonând împreună cântarea Plecați-vă lui Dumnezeu. Numărul 1. În ceruri, venim la picioarele tale ca să-ți mulțumim că ne-ai adus în casa ta de rugăciune. Te rugăm, fii în continuare cu noi și ajută-ne ca cuvântul tău predicat să ajungă la inimile noastre. Binecuvintează cerul ca l-ai ales, pune tu cuvinte de la tine și ajută-ne ca cu toții să putem să ne plecăm capetele la tine. Pentru toate îți mulțumim, te-am rugat în Domnul Iisus. Amin. Amin. Hotărârea de a-L pune pe Dumnezeu pe primul loc în fiecare aspect al vieții tale va face diferența când te vei confrunta cu situații dificile. Edi și Mara livrau alimente congelate la supermarketurile din zonă cu un camion frigorific. Dar fiind jefuiți de 3 ori, au pierdut aproape tot ce aveau, acumulând datorii serioase. Neștiind ce să facă, s-au pus pe genunchi. După ce i-au prezentat lui Dumnezeu toată situația, au simțit că trebuie să înceapă o nouă afacere cu banii pe care îi mai aveau, adică 50 de lei. Ce poți face cu atât de puțin bani? Au avut încredere că Dumnezeu putea să transforme acea sumă mică în ceva mare. Le-a venit ideea să cumpere ingrediente pentru pâine integrală. Au vândut repede toate pâinile și au fost impresionați de felul în care Dumnezeu îi sprijinea noua lor afacere.
După ce au pus deoparte zecimea, au reinvestit profitul pentru a cumpăra și mai multe ingrediente pentru pâine. Și astfel, într-un mod foarte simplu, au înființat o companie cu 15 angajați care produce 45.000 de pâini pe lună. Iată cum au decis să-L onoreze pe Dumnezeu cu afacerea lor. 1. Îi ajută pe alții să înceapă noi afaceri. 2. Promovează un stil de viață sănătos în oraș. 3. Se angajează ferm să-și înapoieze zecimea și darurile. Și Dumnezeu, prin mâna sa puternică, adaugă tot ce avem nevoie în fiecare zi, spun Edi și Mara. Acum, când ne înapoiem zecimea și darurile, să ne lăsăm dorințele la urmă și să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc. Colecta de astăzi este destinată bugetului comunității locale. Părinte bun și sfânt, îți mulțumim că te-ai îngrijit de noi, Tată Ceresc, până în aceste momente. Iar acum, înaintea noastră, punem aceste zecimi și daruri care le aducem din inimă ca să fie binecuvântate de Tine. Amin. Te rugăm ca aceste zecimi și daruri să meargă acolo unde este nevoie. Te rugăm să ne înmoi inima pentru a da mai mult pentru cauza lucrării Tale. Și vrem ca întotdeauna, Părinte Sfânt, Tu să fii călăuzitorul nostru și să fii apărătorul nostru. Amin.
ce mulți copii avem și cei mai mulți sunt băieței și doar două fetițe avem aici. Asta e foarte frumos. Bun, astăzi vreau să vă spun o poveste despre niște oameni care trăiau într-un sat foarte, foarte departe, undeva în munți. Era foarte izolat locul acela și era foarte departe de orice fel de oraș. Oamenii trăiau liniștiți acolo, cultivau pe o bucată acolo de pământ, aveau cartofi pe care creșteau, mai cultivau ceva grâu și își cultivau ei legumele lor, aveau capre, aveau oi și trăiau liniștiți. Aveau familii frumoase, copii mulți și erau foarte fericiți. Dar într-un an a fost ploaie foarte puțină și nu au mai avut o recoltă atât de mare. S-au adunat sfatul satului cu șeful satului împreună și s-au gândit ce soluție să găsească ca să aibă hrană suficientă să hrănească tot satul. Și au ajuns ei la concluzia că 10 tineri din acel sat trebuie să meargă în cel mai apropiat oraș mare, să găsească acolo de muncă, să muncească, să câștige bani, să cumpere provizii și să vină cu ele în sat pentru ca să nu rămână iarna fără provizii pentru conseteni. Așa au și făcut. Au ales cei mai curajoși 10 tineri din sat. Băieții și-au luat merindea la drum și au pornit și au mers, au trebuit să treacă mulți munți, au trebuit să treacă multe văi, au trebuit să treacă prin râpi, au trebuit să treacă prin ape învolburate și au avut multe, multe obstacole de trecut. Și peste tot se ajutau unul pe celălalt să depășească toate obstacolele. Dar au ajuns la un obstacol care părea de netrecut. Era o apă foarte, foarte repede, foarte adâncă și cu multe, multe vârtejuri. Era foarte periculos să te bagi în acea apă ca să treci pe celălalt mal. S-au tot gândit, s-au căutat soluții și până într-un final au găsit un locșor, așa, unde apa era mai liniștită și părea că puteai să treci pe celălalt mal. Nu erau vârtejuri acolo și băieții au încercat, dar puteau să treacă doar câte unul. Așa că au pornit fiecare separat. Și după ce a trecut primul, dar problema era că cei care erau pe malul ăsta trebuiau să aștepte până trece celălalt pe celălalt mal. Și nu se vedea celălalt mal. Ei nu știau dacă cel din fața lor a ajuns sau nu, sau poate l-a furat apa, valul. Dar s-au rugat și au început să treacă. Au trecut unul câte unul și când au trecut ultimul, dincolo era vegetația deasă, nici dincolo nu se găseau așa ușor unul pe celălalt. Dar într-un final au trecut toți. Și când s-au adunat toți împreună, bucuroși, au început să laude pe Dumnezeu că au trecut cu succes acel obstacol. Și unul dintre ei a spus, hai să ne numărăm. Și s-au numărat. Câți trebuiau să fie? 10. Și au început să numere. 1, 2, 3, 4, 9. 9. Și s-au speriat, au intrat în panică. Unde e al 10-lea? Ce s-a întâmplat cu al 10-lea? Au început să-l caute în josul râului să vadă, poate l-a luat valul. Au început să plângă. Au făcut, da, erau foarte triști și necăjiți. Dar al doilea dintre ei au spus, hai că mai număr și eu o dată. Și iar a început să numere. 1, 2, 3, 4, au numărat și iar erau 9. Iar nu se poate, cum să fim nou, cine unul din noi nu e, dar care nu e? Și au mai numărat o dată și tot 9 erau. Tu ai intuit, așa. Și din fericire, dar să vedeți cum s-au descurcat ei. Nu-și dădeau seama asta, ce ai spus tu acum. Din fericire trecea pe acolo un drumeț, un călător, așa. Și când i-au văzut atât de necăjiți, că plângeau unul pe umărul celuilalt, că și-au pierdut fratele, călătorul i-a întrebat, dar cum îl cheamă pe cel care nu mai e? Și s-au gândit, s-au uitat unul la altul, zic, chiar într-adevăr, cum îl cheamă pe cel care nu e? Că suntem numai 9. Și nu-și dădeau seama. Și atunci călătorul a început să râde și a spus, voi sunteți toți. Dacă vă număr eu, voi sunteți 10. Deci care era greșeala lor? Ia să vedem. Cel pe care a numărat nu s-a numărat și pe el. Exact. Da. Da, uita să se numere pe el. Se considera prea puțin important să se numere. Ei, și ce învățăm de aici? Că fiecare este important și fiecare trebuie să se pună la socoteală.
De exemplu, voi cât sunteți în familie? Patru. Patru? Da. Cu tot cu părinți. Cu tot cu părinți, patru. Și toți patru sunteți importanți? Da. Toți patru. Bun, și dacă avem și un cățel și o pisică în familie, și ei sunt importanți. Fiecare este important. Și știți cum spune un verset biblic de la Isaia? Spune că ești prețuit și te iubesc. Ai preț în ochii mei. Așa aș vrea să se gândească fiecare, că fiecare dintre noi este important. Nu cumva să ne permitem să ne gândim vreodată, că poate ne vine și gândul ăsta, că nu, eu nu sunt așa de important, ceilalți sunt importanți. Fiecare dintre noi este important. Bun, și aș vrea să parafrazăm un pic versetul acela care spune ești prețuit și te iubesc, doar că noi să-l spunem așa, sunt prețuit și sunt iubit. Hai să vedem cine începe. Sunt prețuit și sunt iubit. Sunt prețuit și iubit. Bun, cine mai vrea să spună? Hai. Eu sunt Matei. Bine. Și sunt iubit. Bun, cine mai vrea să spună? Sunt prețuit și sunt iubit. Mai zice cineva? Uite, Albert spune. Nu știu. Sunt prețuit și sunt iubit. Sunt prețuit și sunt iubit. Bravo. Vrea și o fetiță să spună? Sunt prețuit și sunt iubit. Bun. Mulțumesc frumos pentru că ați fost atenți și vă rugăm să mergeți la locurile voastre.
Iată ce plăcut și dulce este să locuiască frații împreună. Este ca roa Hermonului care se coboară pe munți, ca un de lemnul de mare preț care coboară pe barba lui Aron, pe marginea veșmintelor lui. E un psalm care a adus atâta entuziasm, a adus atâta bucurie de-a lungul timpului și care ne poate aduce și nouă aceeași bucurie. În această dimineață aș dori să împrospătăm experiența noastră pe care o mărturisim de câteva sute de ori în fiecare sabat. Dacă am aduna în această dimineață de câte ori a fost spus cuvântul pacea Domnului în această incintă, care ar fi suma? Câteva sute de pacea Domnului s-ar aduna în această sumă. Întrebarea de studiu este, ce înseamnă pacea Domnului? Unele lucruri, probabil majoritatea, datorită folosirii îndelungate, își pierd semnificația de origine. Și pacea Domnului este supusă la o asemenea stare de lucruri, și anume să spunem pacea Domnului, dar să ne gândim și să trăim în realitate altceva decât pacea Domnului. În cel mai fericit caz ne gândim la pacea noastră, dar spunem pacea Domnului. Sau nici nu ne gândim la ceva care are legătură cu pacea Domnului, ci din rutină spunem aceste cuvinte. Prima observație pe care vreau să o fac este că această pace este a lui Dumnezeu. Este pacea Lui. Pacea Lui pe care ne-o dorim pentru noi și ne-o dorim unii altora și pe care nu în foarte multe ocazii în sabat și cu atât mai puțin în afara Lui o avem cu adevărat. Și întrebarea de aplicație, dar care vine mai târziu, este de ce și apoi cum să facem pentru a ne menține proaspătă această pace a Domnului. Pasajele biblice pe care le sugerez pentru studiu în această dimineață se află în Coloseni, capitolul 3, cu versetul 15, dar aș dori să citim un pic mai sus, un pic mai jos, pentru a ne familiariza cu contextul, și anume, Coloseni 3, să începem cu 13. 15 este de bază, dar mai citim câteva versete și după aceea. Coloseni 3 cu 13 în continuare. Îngăduiți-vă unii pe alții. Dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii, pacea lui Hristos la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă, sfătuiți-vă unii cu alții, unii pe alții, cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu și mulțumind în inima voastră.
Și Filipeni, capitolul 4, începând cu versetul 6, Filipeni 4, începând cu versetul 6, dar versetul de bază este 7, nu vă îngrijorați de nimic, ci în toate lucrurile aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va stăpâni și va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Atunci când am consultat o colecție de termeni, o concordanță, mai nou concordanța este pe telefon sau pe tabletă sau în computer și este foarte performantă, am descoperit o abundență de pasaje biblice în care pacea este elementul principal aflat în discuție. În împrejurări și context care merită o lucrare de cercetare, cel puțin la nivel de master, dacă nu de doctorat în teologie biblică. Așa că în această dimineață nu putem decât să facem o scurtă introducere în acest subiect foarte amplu. Săptămâna aceasta am câștigat o înțelegere proaspătă și sunt foarte nerăbdător să vă transmit această descoperire personală în legătură cu pacea lui Dumnezeu. Ajungem imediat la momentul respectiv. Dacă este pacea lui Hristos, dacă este pacea lui Dumnezeu, atunci primul lucru pe care trebuie să-l facem pentru a înțelege despre ce este vorba, este să vedem cum a funcționat, cel puțin în lucrarea lui pe acest pământ, în viața Domnului Iisus Hristos, pacea pe care a avut-o El și pe care dorește să ne-o transmită și nouă. Într-o noapte furtunoasă, ucenicii împreună cu învățătorul lor traversau Marea Galilei. E un fel de a zice, e de fapt un lac lung de vreo 14 kilometri, lat de vreo 7, și când erau în mijlocul lacului, s-a stârnit o furtună, brusc, ucenicii au intrat în panică. Aveți idee ce se întâmplă cu psihicul atunci când cineva intră în panică? Cele mai simple manevre devin extrem de dificile. Panica este foarte periculoasă pentru că te pune într-un pericol real. S-ar putea ca factorul care determină panica să nu fie atât de periculos pe cum este în sine panica. Și s-ar putea să faci mișcări care sunt contraproductive sau chiar riscante. Ucenicii au intrat în panică. Și în timp ce se frământau ei și nu știau ce să facă, s-au uitat și învățătorul dormea liniștit. Aceasta este pacea lui Dumnezeu, care întrece orice cunoștință, orice pricepere, orice experiență umană cu care am putea o compara. L-au trezit din somn, foarte agitați, și el s-a uitat mirat la ei și a zis: "What's the problem? Care-i problema? Nu vezi că pierim?" "Cum adică să pierim? Nu mai există un Dumnezeu deasupra norilor? Nu mai există un Dumnezeu deasupra furtunii și valurilor?" "Valurilor? Gura!" Și s-a făcut o pace mare. Și oamenii s-au speriat
și mai tare. Pentru că acum minunea care s-a întâmplat a determinat o reacție extrem de interesantă în sufletul lor și au început să se sperie de liniștea care era așa de mare. Pentru oameni nu-i bine nici așa, nu-i bine nici așa, nu-i bine nici cum, pentru că natura umană este nemulțumită și nemulțumitoare. Pacea lui Hristos este o stare a sufletului de stabilitate și siguranță indiferent de condiții, context sau situația în care ne-am putea afla. V-ați dori o asemenea stare sufletească? Și eu? De ce nu avem întotdeauna? Pentru că noi oamenii credem că știm mai bine, de multe ori îi spunem lui Dumnezeu cum să facă și dacă Dumnezeu nu face cum vrem noi, atunci începem să ne supărăm, să ne întrebăm de ce, de ce, de ce, cum. Avem nevoie de pacea lui Dumnezeu, mai ales atunci când ne lipsește. E normal. Când ne lipsește, atunci avem nevoie. Mai ales atunci când ne lipsește. Vor fi momente de pierdere în viață. Nimeni nu este scutit de pierdere în viață. Și mai ales atunci avem nevoie de pacea lui Dumnezeu. Într-o dimineață foarte de mult, am asistat pe Calea Victoriei din București la un episod foarte interesant. O doamnă, se vedea că este dintr-o familie bună, într-un Mercedes alb, și vreau să vă spun, și pe vremea aia Mercedesul era piesă rară, alb, impecabil. Dădea ușor cu spatele dintr-o curte. Pe Calea Victoriei curțile sunt extrem de... Și vine un trabant, pe vremea aceea trabantul era încă aprobat în circulație, și când îi trage una în spatele Mercedesului alb impecabil, se ridică de la volan trabantistul și nu știe pe ce lume trăiește. Și domnișoara sau doamna de la volan se ridică și spune: am făcut-o și pe asta. Știa că mașina este asigurată, știa că nefiind de vină, mașina va fi reparată, nu avea nicio problemă. Și vreau să vă spun, mi-a rămas atât de puternic întipărită scena asta în minte și o asociez acum cu ceea ce înseamnă pentru noi pacea lui Dumnezeu care întrece orice cunoștință. Este o stare de siguranță și liniște, o stare de armonie sufletească, indiferent de ceea ce se întâmplă. Pentru că avem credința că există un Dumnezeu care știe, există un Dumnezeu care cunoaște, există un Dumnezeu care este activ și dispus să facă tot ce este cel mai bine pentru noi. Uneori se manifestă vizibil, imediat și ne dă motive suficiente de mulțumire, laudă și recunoștință. Alte ori spune, trebuie să mai așteptăm un alt moment favorabil care să aducă rezultate și mai bune. Vă aduceți aminte când a fost anunțat Mântuitorul Iisus Hristos că nu e bine cu Lazar? Lazar nu e bine. Ce a zis Mântuitorul sau ce a făcut Mântuitorul atunci când a auzit că Lazar nu e bine? A mai zăbovit. Din punct de vedere omenesc, cum interpretăm gestul ăsta? Așa cum l-au interpretat și Marta și Maria. Doamne, dacă ai fi fost aici, nu s-ar fi întâmplat. Dar dacă ar fi fost acolo și l-ar fi vindecat pe Lazar, că putea să-l vindece, dacă l-a putut învia, sigur că îl putea și vindeca. Și l-ar fi vindecat pe Lazar, am mai fi avut în Evanghelii minunea cu învierea lui Lazar? Am fi avut minunea cu vindecarea lui Lazar, dar una este vindecarea lui Lazar și alta este învierea lui Lazar după 4 zile.
Pacea lui Hristos înseamnă a avea răbdare și a ne potrivi ceasurile după ceasul lui Dumnezeu. Cu siguranță că ne dorim această stare de lucruri. Pacea lui Hristos în momentele supreme din viața lui, și anume în momentul în care era pe cruce. În momentul în care era pe cruce, are răgazul să poarte o discuție liniștită cu unul din colegii lui de suferință. Celui care îl ia în batjocoră nu-i răspunde, pentru că pacea lui Hristos îi dă liniște sufletească să poate îndura batjocora și nu reacționează, ca și când nici nu l-ar fi auzit, că acela îi spune: dacă ești Hristos, coboară-te de pe cruce și eliberează-ne și pe noi, să ne convingi că ai dreptate în ceea ce spui. Iisus nici n-aude acest, aude. Dar cine este surd ca robul Domnului? Pacea lui Hristos îi dă posibilitatea să nu reacționeze la opoziție, să nu reacționeze la batjocori, să nu reacționeze la situații adverse. Și are liniștea sufletească pe cruce, prins în cuie. Să poarte o discuție cu celălalt care se dovedește a fi rezonabil și sensibil și care își mărturisește credința, ar fi un subiect extrem de interesant de discutat, modul în care Dumnezeu l-a salvat pe acel tâlhar, că dacă l-a putut salva pe el, mă poate și pe mine și pe tine. Dar Hristos are liniștea sufletească să discute ca și când ar sta la o masă în cofetărie de vorbă cu celălalt. Și apoi încă un detaliu. O vede pe mama lui, îl vede pe Ioan și spune: mamă, iată fiul tău, fiule, iată mama ta. Deci în loc să încerce să atragă atenția la sine însuși și la misiunea cosmică pe care era în curs să o îndeplinească cu un sacrificiu care este dincolo de capacitatea noastră de a înțelege sau de a-l înțelege vreodată, iar din această profunzime a înțelepciunii și sacrificiului lui Dumnezeu se va naște adorația noastră viitoare în vecii vecilor, în loc să atragă atenția la ce se întâmpla acolo și nimeni nu-și dădea seama în afară de ofițerul roman, care este singurul de la fața locului care zice: cu adevărat acesta a fost Fiul de Dumnezeu. El are timp să se ocupe de mama lui, are timp să se ocupe de ucenicul lui și așa mai departe. Are liniștea sufletească și poate controla orice situație în care s-ar afla. Aceasta este pacea lui Hristos care întrece orice cunoștință, orice pricepere. O avem întotdeauna? Sau am avut-o vreodată? A spus Mântuitorul la plecare: vă las pacea mea. N-am mare lucru în inventar. N-am foarte multe valori materiale pe care să vi le încredințez. Practic, niciuna. Dar ceea ce am, pacea mea, vă dau altfel de cum vă dă lumea. Din punctul de vedere al ucenicilor, care ar fi fost pacea pe care și-ar fi dorit-o foarte mult? Să fie eliberați de romani. Sigur că romanii au instituit în Palestina Pax Romana, deci pacea romană. De aceea, într-o anumită perioadă de timp, cetățile n-au mai fost construite înconjurate de ziduri, pentru că pacea romană le-a asigurat protecția, dar pacea aia romană era plătită cu taxe și impozite consistente, plus o mulțime de alte umilințe naționale. Și ucenicii și-ar fi dorit o altfel de pace decât pacea romană, o pace evreiască în care ei să stăpânească lumea. Asta era pacea
așa cum s-ar fi gândit lumea. Dar Hristos le-a dat o pace diferită de pacea pe care le-o dă lumea. Pacea lumii se întemeiază pe echilibrul de forțe. Știți de ce pedalează și vestul și estul? Să-și arate mușchii. La noi, la Haseg, începând de alaltă noapte, formație de câte 5 elicoptere, dintre care unul grozav, cu 2 elici, când trece pe deasupra casei, simți că îți bubuie în minte. E o demonstrație de forță. Fiecare din cele 2 tabere încerce să-și arate mușchii. De ce? Să-l descurajeze pe celălalt și să aibă pace. Asta este pacea lumii. Pacea lumii este garantată de suficientă acumulare de putere și potențial și atunci suntem în pace. Pacea lui Dumnezeu asigură protecția și siguranța celor lipsiți de apărare. Pacea lui Dumnezeu este furnizată celor neajutorați, cel puțin de propriile lor forțe. Aceasta este pacea lui Dumnezeu. De aceea ea întrece orice cunoștință. Am făcut o descoperire săptămâna aceasta. Am dat un spot de publicitate mai devreme. De fapt, pacea lui Hristos, care întrece orice pricepere, este interfața neprihănirii prin credință. N-am auzit nicăieri această idee și sunt încântat. Era să spun sigur, sigur nu este un cuvânt potrivit atunci când faci o descoperire. Pentru că nu e bine să fii sigur niciodată că numai tu ai dreptate. Trebuie să fii sigur că trebuie să mai cauți, poate că înțelegi mai bine. În momentul acesta, săptămâna aceasta, am înțeles că pacea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, este interfața neprihănirii prin credința lui Iisus Hristos. Adică, e starea sufletească pe care o are cel îndreptățit prin credință în Iisus Hristos, cel care are neprihănirea lui Hristos. Iar în această neprihănire se poate prezenta liniștit înaintea strălucirii și desăvârșirii Sfințeniei Divine, fără niciun risc. De fapt, este singura posibilitate de a fi cu adevărat liniștiți, mai ales înaintea feței lui Dumnezeu. Numai îmbrăcați în haina neprihănirii lui Hristos, avem liniștea sufletească cu care să întâmpinăm venirea zilei lui Dumnezeu în slavă. Una din marile întrebări din experiența creștină este: ai siguranța salvării? Aici este o discuție imensă în sânul adventismului, pentru că Elena White vine dintr-o perspectivă metodistă în care accentul se pune pe sfințire și din această perspectivă ea a fost învățată să nu fii niciodată sigur, ci să lupți în continuu, ceea ce e corect. Dar dacă puțin se accentuează prea mult în această direcție și se ajunge la concluzia sau trăirea sufletească a nesiguranței mântuirii, care în măsură echilibrată este un factor de luptă, este un factor de a merge mai departe, dar cu puțină exagerare, ceea ce ar trebui să ne dea pacea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ne dă neliniștea neprihănirii prin eforturi personale. Ceea ce nu ajută la nimic. Cele mai bune fapte ale noastre despărțite de Hristos sunt ca niște haine murdare despre care îngerul a zis în legătură cu marele preot Iosua să fie dezbrăcat, să fie îmbrăcat cu haine curate. Noi avem nevoie de aceste haine curate pe care le primim prin credință. Aproape că de multe ori îmi este frică că e prea simplu. Uneori îmi este frică, e prea simplu să obținem această neprihănire, dar e foarte simplu. Adică, doar
să acceptăm ceea ce Dumnezeu vrea să ne dea. Și prin credință avem ceea ce El a promis să ne dea. Asta este ecuația, asta este socoteala, asta este experiența de care avem nevoie. Pacea lui Hristos care întrece orice cunoștință este modul în care percepem la nivelul simțurilor, a emoțiilor noastre, faptul de a fi considerat neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin meritele Mântuitorului Iisus Hristos. Și atunci când această pace ne lipsește, atunci am oarece îndoială în legătură cu hainele pe care, în sens figurat, cerul așteaptă noi să le purtăm în ochii cerului și în mod implicit și în ochii lumii din jur. Pentru că neprihănirea prin credință este mai întâi o afacere cu Dumnezeu, dar în mod implicit este o experiență la care cei din jur trebuie oarecum să fie la curent cu ea. Pentru că efectul imediat, direct și binecuvântat al neprihănirii prin credință este sfințirea caracterului. Iar atunci când un caracter sfânt se manifestă, nu se poate ca bunul simț a celor din jur să nu sesizeze existența oamenilor sfinți printre noi. Sfinți, nu pentru că prin antrenament au atins performanțe spirituale inegalabile pentru ceilalți, nu, ci pentru că în neputința și limitele lor au spus: Doamne, numai Tu poți face ceva pentru ca situația mea să fie acceptabilă înaintea Ta. Primesc neprihănirea Ta în dreptul meu, Te laud pentru aceasta, Îți mulțumesc și vreau să-Ți fiu mai departe supus și ascultător. Am întrebat spiritul profetic în legătură cu pacea lui Hristos. Și nu-i greu, că doar scrii în browser pace și cauți toate scrierile și spune 478 de ore apare de atâtea ori. Am răsfoit câteva pagini și am descoperit un adevărat tezaur pe care vi le recomand. Minte, caracter, personalitate, volumul 2, pagina, eu am să citesc de la 803, dar tot pasajul începe mai devreme. Sunt aproape 30 de subtitluri în acest capitol, eu am să citesc numai vreo 4 și vă las dumneavoastră plăcerea acasă să descoperiți. Scrieți pe internet dacă nu aveți cartea în format fizic. Minte, caracter, personalitate, volumul 2, începe de la pagina 797 și până la 806, dar în formatul în care eu am printat de pe computer, mi-a dat în 3 pagini toate aceste 30 de citate. Câteva am să vă citesc. Ascultarea aduce odihnă. În supunerea totală față de Dumnezeu, există pace, o pace constantă care inundă sufletul, ascultarea de Dumnezeu aduce odihnă. Ucenicul care calcă umil și smerit pe urmele Mântuitorului descoperă o pace și o odihnă pe care lumea nu o poate oferi și pe care lumea nu o poate lua înapoi. Celui cu inimă tare, tu-i căzășluiești pacea, dar pacea căci se încrede în tine, Isaia 26. Dintr-o scrisoare din 1893, citată în minte, caracter, personalitate. Umilința conduce la pace. Dacă umilința și smerenia sufletului, care au caracterizat fără încetare viața divinului Fiul lui Dumnezeu, sunt împărtășite și de către adevărații urmași ai Săi, acestea aduc o mulțumire și o pace și o fericire care îl înalță mai presus de sclavia unei vieți artificiale.
health reformer, reformatorul sănătății, din 1 decembrie 1871. Iertarea înseamnă pacea sufletului. Ce este odihna promisă? Este conștiența faptului că Dumnezeu este loial și că nu îi dezamăgește niciodată pe cei care vin la El. Iertarea Lui este deplină și gratuită, iar acceptarea Lui înseamnă odihnă pentru suflet, odihna în iubirea Lui. Revion Herald din 25 aprilie. Și ultimul pasaj. Pacea este rezultatul consacrării de sine. Când renunțăm la îndreptățirea personală și la toate raționamentele formulate dintr-o perspectivă egoistă, descoperim pacea. Secretul păcii desăvârșite în iubirea lui Iisus constă în deplina predare de sine și acceptarea căilor lui. Ați venit la El renunțând la toate surogatele voastre, la necredința voastră și la toată îndreptățirea de sine? Veniți la El așa cum sunteți, slabi, neajutorați, pe punctul de a muri. Pacea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, să stăpânească inimile noastre, este o poruncă. Este o responsabilitate. Vă rog să citiți toată lista de cele aproape 30 de subiecte, de sugestii din capitolul Influențe pozitive asupra sufletului. Este ultimul capitol din volumul 2, Minte, Caracter, Personalitate, și veți găsi o mulțime de lucruri. Unul dintre ele doar vreau să-l subliniez și închei. Zice Elena White, ca să aveți pacea sufletului, trebuie să vă obișnuiți să colaborați cu persoane foarte diferite de voi. Deși Elena White insistă pe de-o parte să ne alegem cu grijă tovărășiile, în același timp ne spune, trebuie să fiți în stare să trăiți în liniște și armonie cu persoane diferite de modul în care voi vedeți lucrurile. Asta înseamnă maturitate spirituală, asta înseamnă cu adevărat a deține pacea lui Hristos care întrece orice înțelegere, orice cunoștință. Dacă simți vreodată că îți lipsește această sublimă binecuvântare a lui Dumnezeu, caută imediat să rezolvi contactul peste care s-a așezat praf de indiferență sau de înălțare de sine și vei restabili repede contactul salvator, iar pacea lui Hristos care întrece orice pricepere îți va umple sufletul spre slava Lui. Amin. Ești pacea mea, este titlul cântării cu care dorim să încheiem acest serviciu divin, numărul 310. Ești pacea mea.
Tatăl nostru, venim înaintea Ta cu inimile deschise și cu sufletul larg ca să primim pacea Ta, ca să primim liniștea sufletească pe care Tu o dai, nu așa cum o dă lumea. Te rugăm să medităm la acest cuvânt al Tău, să medităm în așa fel încât să putem primi pacea Ta și astfel să luăm parte în Împărăția Cerului alături de ceilalți. Îți mulțumim pentru acest mesaj și pentru cuvântul din dimineața aceasta. Te rugăm să rămâi cu noi, cu fiecare în parte. Amin. Amin.